La Ploiești, Juventus București nu a avut șanse în fața oltenilor lui Mangia. Oaspeții au dominat încă din start, după un sfert de oră Gustavo nu l-a putut învinge pe Stoian. Roman n-a avut nici cel mai mult succes în minutul 36, dar craiovenii au crescut presiunea pe final de repriză și după o ratare a lui Mitiță, în ultimul minut, același Mitiță a șutat. Stoian a respins, mingea a ajuns la Gustavo, care a deschis scorul. În debutul părții secunde, Burlacu a obținut o lovitură de la 11 metri pentru CSU Craiova, dar Gustavo a trimis ca la rugby, mult deasupra porții, și a rămas 0-1, ocaziile alternând la ambele porți până la sfârșitul partidei. Wallace putea egala după aproape o oră de joc. În minutul 62, Zlatinski a reluat frumos din volet, dar alături. Stoienac a avut și el egalarea în picior în minutul 63, apoi jocul s-a stins încet și în ciuda eforturilor de final ale gazdelor, CSU Craiova a învins cu 1-0 pe Juventus, adunând 9 puncte din 5 etape. Sunt mulțumit de băieți, nu am simțit nicio presiune din afară. Nu am reușit însă să învingem în 3 meciuri terminate la egalitate, dar vom încerca să reglăm această problemă astfel încât echipa să fie din ce în ce mai bună. Am ajuns să mă gândesc ce trebuie să schimb. Cămașa, tricou. Să intru în teren, nu mai pot. La calitatea care o avem noi, care o spun mereu, trebuie să avem atitudine, să muncim mai mult decât ei, să alergăm, să ne batem pentru orice minge, pentru că trebuie să compensăm valoarea care o are adversarul.